Și iată că ajungem la întrebarea, dar oare ce pot face dacă am dezamăgit o femeie? Și n-am vrut asta, dar așa mi-a ieșit. Am dezamăgit-o, o pierd sau am pierdut-o și o vreau înapoi, pentru că nu am vrut să fac asta sau din inconștiența mea, din lucruri pe care nu le-am rezolvat, așa a ieșit situația și chiar îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Din start, o întrebare bună ar fi să-ți pui în momentul ăsta dacă ție chiar îți pare rău sau îți pare rău în reacție la a obține ceva înapoi, cum ar fi să-ți vină ea înapoi. Asta deja te ajută foarte mult. Dar anyway, până acolo, dacă ești nou pe canal, bă, să abonează-te, nu mai sta pe gânduri, lasă-ți percepțiile deoparte, lasă-ți filtrele tale și îți urez bun venit pe acest canal. Autorul a 6 cărți, 5 pentru tine ca bărbat, dezvoltare personală, psihologie, cum să devii un bad boy și așa mai departe, 3 cărți în spate, una îți vorbește chiar cum să devii independent financiar, dacă ți-ai dorit chestia asta, pentru că îmi imaginez că nimeni n-ar vrea să stea la un birou 9-to-5 ca un nebun sau pe șantier sau mai știu eu ce. Deci sunt aici să te ajut pe toate părțile, pentru că eu am realizat asta pentru mine. Și am realizat asta cu ajutorul tău, apropo, bărbaților ca și tine, care aveau nevoie de ajutor. Eu mi-am găsit expertiza într-un domeniu și mi-am zis, trebuie să fac treaba asta. De ce? Pentru că, man, am venit și eu dintr-un loc foarte dureros. Eu când m-am apucat de YouTube, am avut o perspectivă foarte nasoală asupra femeilor, perspectivă care s-a vindecat de-a lungul anilor. De aceea nu mă vezi că îmi șterg eu clipurile vechi, în care sunt așa un copil prin viață rătăcit care își caută sensul. Abordările mele nu erau ceva care să mă ajute pe mine să cresc ca și om, deși asta părea și asta era scuza pe care mi-o ofeream. Abordările mele erau o fugă a sinelui prin care căutam doar să-mi ofer rănile în fiecare interacțiune. Ghiși ce? Eu mi-am trăit realitatea aia și astăzi sunt aici să te ajut să devii un om mai bun, pentru că poate vrei asta, poate simți asta. Și atunci ce se întâmplă când tu dezamăgești femeia? Lăsăm la o parte faptul că tu poți să faci coaching cu mine să vedem unde sunt ieșirile astea? Care sunt impulsurile? Care sunt reacțiile? Judeci, ești reactiv, tind să denigrezi, tind să faci femeia dependentă sau tu ești dependent de ea. Lăsând asta la o parte, ai avut niște acțiuni, ai spus ceva, ai făcut ceva, ai dezamăgit-o total, ea vrea să plece, nu vrea să te mai vadă. Primul lucru vrei să dai seama că cu cât o cauți mai mult pe ea, cu atât o pierzi. În momentul în care omul ia o decizie, se desparte de tine sau vrea spațiu, vrea pentru că este clar că se simte neacceptată, a avut niște așteptări care n-au fost întâlnite din partea ta, mai, omul ăla vrea spațiu, vrea să-l lași în pace, vrea poate o perioadă de singurătate unde există poate alți bărbați sau vrea să stea ea cu ea, dar sub nicio formă nu trebuie să existi tu. Totuși, ce fac majoritatea bărbaților? Pun mâna pe telefon și o caută, o diseacă cu disperarea lor. Trebuie să încetezi să faci treaba asta. Dacă eu am luat o decizie, singurul lucru pe care vreau să-l văd de la tine este că tu accepti decizia mea. Pentru că, în realitate, dacă nu faci asta, ești doar în conflict cu mine. Și cu cât vrei ceva mai mult de la mine, eu înțeleg că tu vrei să iei ceva de pe mine. Înțeleg că ești un copil mic frustrat care nu accepti adevărul. Și atunci, cu cât mă cauți mai mult, mă vrei mai mult, cu atât eu vreau să plec. Pentru că simt presiune din partea ta, începe să-mi fie milă de tine. Dacă există milă, nu mai există atracție, prin urmare încep să te și urăsc poate, pentru că nu-mi dai spațiu, simt această presiune non-stop, te blochez, nu vreau să am de-a face cu tine. Îți sună cunoscut oare? Am fost și eu pe aici. Am avut ceva relații la număr în care am greșit-o de nenumărate ori. După care trebuie să dai seama că tu în momentul ăsta conflictul se produce pentru că tu nu accepti ideea, decizia ei. Asta înseamnă că ce faci? Dacă nu accepti, înseamnă că reziști. Nu, eu rezist la treaba asta și atunci la orice lucru tu reziști în viață, el persistă. Ce poate că te mai ajută să înțelegi și să-ți dai seama este ceva ce mulți oameni nu știu, doar că noi ca oameni întotdeauna ne dorim ceea ce nu avem. Oamenii își doresc ceea ce nu au. Poate nu mă crezi, poate ești sceptic, oprește momentul ăsta și gândește la obiectivele din viața ta. Nu sunt toate ahtiate și nu toate punctează faptul că tu nu ai anumite lucruri pe care ți le dorești. Oamenii își doresc ceea ce nu au. Și atunci, cu cât te are mai mult, cu atât nu te mai dorește. Da? Atenție! Totul este subiectiv. Sunt niveluri de conștiință. Depinde ce înțelegi tu prin asta. Eu îți spun că cu cât ești mai disponibil, cu atât se creează și atașamentul și dependența. Cu cât ești mai disperat după timpul ei, după atenția ei, cu atât tu nu apreciezi de fapt ceea ce primești. Cu atât te afunzi, te scufunzi mai tare în această paradigmă a neajunsurilor. În realitate, dorești atât de mult un om pentru că tu stai foarte rău pe cont propriu. În momentul în care tu stai foarte bine pe cont propriu, apreciezi doar timpul calitativ între voi doi. A dori prezența omului nu mai există, pentru că tu o ai deja cu tine oriunde mergi. Ai prezența ta
și este suficientă. Și atunci, da, avem o singurătate care doare și ne seacă aia când noi suntem în paradigma neajunsului. Când ești în paradigma abundenței, acolo singurătatea pentru tine face minuni. De fapt, tu îți dorești singurătate pentru că prea mult au vorbit alții și au gândit alții pentru tine. E greu poate să vezi diferența asta. Nu degeaba la coaching ofer pachete de 15-30 de ore de cât ai tu nevoie. Așa că hai să ne auzim acolo. Dacă nu, Toma Necredincioasă, salut! Deci tu încercai la cartea asta. Vezi cum ți se pare și mai vorbim după. Totuși, care este problema de fapt? Problema este că, în realitate, există o oarecare dependență în tine. În primul rând, ăsta e motivul pentru care tu o vrei ultra rapid înapoi, dar trebuie să-ți dai seama că tu nu te mai raportezi aici la existență, la umanitate. Tu vrei omul pentru că tu știi și ești conștient că produci oricum fericire în viața lui și așa mai departe, ceea ce este din start o contradicție câtă vreme ea pleacă dacă e pe motivul că e dezamăgită. Deci din start ai un conflict interior prin care tu nu-ți înțelegi dependența de fapt și atașamentul. Automat dacă tu ești dependent și atașat, tu nu-ți dai seama, dar omul ăla nu mai este un om pentru tine de foarte mult timp. E doar un obiect, îl obiectifici în fiecare zi. Și prin a obiectifica, nu mă refer că te folosești de sex pentru el, ci te folosești pentru anumite lucruri sau anumite resurse pe care le primești din partea persoanei, da, anumite emoții și așa mai departe, chestii pe care tu nu ești în stare să ți le oferi singur. Această dependență provine din copilărie, absolut cu toții plecăm de la a fi dependenți, ajungem poate la independență și asta nu înseamnă că nu poți să recurgi ușor la dependență. De fapt, inconștiența ta și lipsa informației corecte te face pe tine dependent. Ok, astea sunt informații pe care nu prea le auzi în cărți, nu-i așa? Descoperi niște chestii noi, așa că stai până la final. Și atunci, din dependența ta, cauți să îți iei cu forța lucruri de la om. Dacă nu, cauți să rogi, deci provoci milă, care e opusul atracție, cauți să rogi, să-ți dea lucruri. În orice caz, este o problemă pentru tine că acum omul ăla vrea să plece, vrea să se rupă de tine și nu vrea să-ți mai ofere chestiile astea. Deci, unul vine investigat la un coaching dependența, atașamentul și viziunea ta asupra vieții. De aceea spun că tu poți să iei o carte, te ajută foarte mult, dar s-ar putea să nu te ajute pe cât ar ajuta un coaching, pentru că ea se referă la nivel general. Ori tu ești o persoană, la tine ne referim la nivel specific. De aceea și eu în clipurile astea stau la nivel general. Și atunci, se verifică dependența, după care se verifică mai exact de ce sau cum consideri tu că ai dezamăgit-o. Este acțiunea ta pe bune, ceva de care un om ar trebui să fie dezamăgit? Asta verifici prin ceea ce spune definiția integrității, corectitudinii, onestității, transparenței. Și atunci s-ar putea să-ți dai seama că tu n-ai dezamăgit femeia, ci pur și simplu așteptările ei, care până la urmă sunt problema ei. Poate îți dai seama că tu nu ești un genul de om care faci promisiuni sau ridici în slavă femeie, oferi cuvinte mari și atunci bravo, te felicit pentru chestia asta, n-ar trebui să faci, că asta alimentează o importanță pe care nimeni n-ar trebui să și-o ofere. În momentul în care omul ăla își oferă o importanță atât de masivă, iar tu controlezi acea importanță, el devine dependent și atașat de aceste lucruri. Deci, iată și răspunsul la dependența ta. Probabil ți s-au spus cuvinte mari. Ai crezut fiecare lucru pe care ea ți l-a spus. Ți-a făcut promisiuni, ți-a făcut tot felul de lucruri din locuri emoționale. Tu le-ai luat pe bune, proiecte împreună, promisiuni, bla bla. Și acum te trezești abandonat. Ok? Deci, sunt mai multe lucruri pe care poți să le faci aici. Dar tu ai venit pe clipul ăsta sperând că există un truc pe care tu poți să-l faci în reacție la ea. Iar dacă asta îți dorești, situația e simplă. Nu o mai căuta în disperare. Arată-te mult mai indisponibil. Dă-ți voie să intri într-o stare de acceptare și iubire. Vezi ce înseamnă să faci treaba asta, pentru că atunci omul ăla nu mai simte presiune. De fapt, dacă ești într-o stare de acceptare și iubire, accepți că s-a întâmplat, nu-l vrei înapoi. Tu îi vrei fericirea lui, nu-i așa? Iar de aici vine acceptare vis-a-vis de absolut tot ce dorește ea să facă. Când are nevoie de ajutorul tău pe bune, tu ești acolo, pentru că asta e natura ta, ăsta e respectul pe care îl ai față de o persoană care a împărțit patul cu tine, momente intime și iubire profundă, promisiuni și vulnerabilități. Tu ești acolo pentru omul ăsta. Asta este atitudinea corectă. Sub nicio formă aia de hai să-l caut ca un disperat că mi-a dispărut obiectul prețios, hai să încerc eu acum să mă îmbrac mai șmecher, să o reatrag și așa mai departe. Ok? Nu, vine doar investigată dependența ta, lucrurile în care tu ai dat-o în bară, unde te-ai grăbit, unde ai fost prea disponibil, prea beta, prea intrat în energie feminină, prea căutai atenția ei și așa mai departe. Și ulterior, da, vin niște schimbări aici făcute, la nivel de absolut tot, interior, spiritual, estetic și așa mai departe. Dar schimbările astea propun o perioadă de timp. Persoana asta, tu uiți o chestie, te-ai iubit foarte mult, ceea ce înseamnă că întotdeauna
va avea această emoție față de tine, acest sentiment, e înrădăcinat în ADN-ul ei, câtă vreme a stat cu tine în pat, te va iubi. Emoția, da, este trecătoare, dar ca voi să fiți într-o relație, undeva s-a produs și acea stare de iubire față de tine, probabil. Și atunci, fie că e emoție, fie că e o stare, prea puțin contează. Ideea este că câtă vreme eu am găsit atracție față de o persoană, câtă vreme am experimentat iubirea alături de persoană, întotdeauna, la orice oră, pot să reexperimentez același lucru. Nu e că m-am simțit atras acum de tine și după aia peste 5 luni mai simt atrasă. Dar există forme prin care pot să mă simt mai atrasă, prin care pot să te iubesc mai mult, pentru că face apel la ceea ce eu am nevoie și ceea ce mă atrage în oameni. Și acum, oricât ți-ar vorbi societatea despre ce atrage o femeie cel mai mult, eu te asigur că atrage foarte mult integritatea. Pentru că aici noi nu mai vorbim de femei sau bărbați, vorbim de oameni. Suntem profund atrași de autenticitate, de integritate, de corectitudine și onestitate. Și atunci, devină un om corect. Fii corect față de tine, iar ea va simți această corectitudine. La nivel conștient este logic pentru absolut oricine că dacă tu intri pe acest drum al schimbării, poate să-ți ia ani întregi, poate să-ți ia 3 luni, 6 luni și atunci orice formă de a recontacta această persoană pentru o reevaluare, să spunem, printr-o scuză că ai vrea să bem o cafea împreună și așa mai departe, ar trebui să apară după 3 luni, 6 luni, când da, persoana asta și-ar putea spune, bă, cred că băiatul ăsta al meu s-a schimbat de fapt, da, a trecut ceva timp, cred că a pus mâna pe niște cărți sau a făcut un coaching, terapie sau mai știu eu ce, sunt șanse să fi schimbat omul, să fi devenit mai bun. Iar asta oricum se va vedea în stilul tău de viață și cine devii, pentru că ești pe social media, postezi în fiecare zi story-uri, poze și așa mai departe, se remarcă absolut orice la tine, de la expresia facială, la modul în care stai, la oamenii care te aliezi la masă. De aceea spun că orice tendință de-a ta de a o căuta cu rapid, de a o aduce înapoi și astea nu arată decât faptul că ești un copil mic care vrei jucăria favorită înapoi. Ea înțelege treaba asta și cu cât o cauți mai mult, cu atât spune pa, pa! Așa că sper că acest videoclip te-a ajutat. Te aștept să arunci o privire pe cărți, cursuri online, coaching, iar dacă dorești avem și secțiunea privată de videouri pe Fără Sens TV, unde clipurile au ceva mai mult impact. Te-am pupat!